Părăsim peninsula Pelion după o perioadă în care ne-am bucurat de dărnicia naturii, locuri frumoase și care te îmbie să te întorci ori de câte ori ai posibilitatea. După câteva zile petrecute aici, ne îndreptăm spre insula Evia, a doua ca mărime după insula Creta, peste 3500 de kilometri pătrați în care turistul își poate găsi un loc de liniște sau de călătorie. Trasee, orașe și sate care prin farmecul lor fac ca un sejur în această locație să fie unul de vis. Din Ținutul Centaurilor, în insula Paradis a Mediteranei, așa cum este numită Evia. Insula Evia se întinde de la vârful peninsulei Pelion până în sudul coastei Attica, extremitatea sa sudică, aflându-se la o distanță mică de insulele Andros și Cheia, parte din arhipelagul Cicladelor. Evia și-a păstrat farmecul autentic al unei insule grecești de legendă, neîntinat de lanțuri hoteliere, magazine de suveniruri și mase de turiști, atât de frumoasă și totuși atât de necunoscută. Deși a doua, cea mai mare insulă din Grecia, după Creta, insula Evia pare a se ascunde într-un con de umbră pentru turiști. Nu este nici pe departe la fel de cunoscută ca celelalte insule grecești, cu toate că este situată cel mai aproape de Atena și se bucură de peisaje absolut fantastice și plaje superbe, ce deseori sunt colțuri de paradis fără urme de pași prin nisipul fin. Călătorii care ajung pe meleagurile pitorești ale Eviei se simt atrași de Edipsos, cea mai frumoasă zonă naturală din Grecia, unde izvoarele minerale țâșnesc din stâncile aurii, se varsă în micile piscine formate natural și se pierd în Marea Egee. Aici, peisajele par decupate din cărțile de basme, iar explozia de vegetație mediteraneană întregește un tablou cu iz exotic ce ți rămâne întipărit în suflet. Are o suprafață de 3580 de kilometri pătrați, iar litoralul, cu însoritele sale plajă de nisip sau pietriș, se întinde pe o lungime de aproximativ 700 de kilometri. Evia este socotită perla Egeei și una dintre cele mai populare și îndrăgite destinații de vacanță, în special pentru localnicii din Atena, capitala Greciei, fiind destul de aproape de insulă și ușor accesibilă. Din punct de vedere geografic, Evia este împărțită în trei regiuni: Evia de Nord, Evia Centrală și Evia Sudică. Partea de nord deține numeroase plaje aurii răcorite din plin de apele cristaline ale Mării Egee. Partea centrală a insulei este cea mai largă porțiune a ei. Aici se întâlnesc multe grădini de măslin, livezi, de pomi, fructiferi, culturi de grâu și podgorii întinse. Totodată, în centrul insulei se găsește cel mai înalt munte al acesteia, muntele Diphrys, având o înălțime de 1745 de metri. Partea sudică a insulei este o zonă preponderent muntoasă, care ascunde râuri și cascade ce întregesc un peisaj de vis al frumoasei insule Evia. Întreaga insulă este conturată de golfuri mai largi sau mai discrete, udate de apele
curate, albastre și turcoaz ale Egeei, golful care apar și dispar după crestele domoale ale munților, veșnic împăduriți. Potrivit legendelor grecești, eroul Hercule,